Un tânăr de 20 de ani și o femeie de 55 și-au pierdut viața ieri după ce mașinile pe care le conduceau s-au ciocnit la granița dintre județele Brașov și Sibiu. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional. Accidentul s-a petrecut pe DN1. Impactul a fost deosebit de violent, una dintre mașini răsturnându-se în afara părții carosabile, iar cealaltă fiind distrusă în totalitate. Ambele victime au avut nevoie de descarcerare. Echipajele medicale ajunse la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare, însă acestea nu au dat rezultate. Polițiștii încearcă acum să stabilească circumstanțele în care a avut loc accidentul și cine a fost de vină.